Aș uh, vrea să vă spun că întrebările, multe dintre întrebările dumneavoastră uh, acoperă o parte din ceea ce îmi propuneam să spun, așa că m-ați ajutat. Uh, o să păstrăm anumite lucruri pe care să le abordăm la sesiunea de uh, răspunsuri. Aș vrea să... Uh, Vă vorbesc câte ceva despre teologia care stă în spatele modernismului și a uh, celorlalte ismuri sau filozofii uh, care realizează un pachet. Un pachet. Modernismul nu poate fi luat în afara contextului său și nu poate fi folosit ca noțiune în mod izolat. Există interpătrunderi, elemente interschimbabile între modernism, umanism, relativism, liberalism și așa mai departe. Cum am spus, dorința mea este să dăm o perspectivă biblică, să luptăm dintr-o perspectivă biblică împotriva abuzurilor pe care aceste concepte despre lume și viață, împotriva uh, pericolelor pe care aceste concepte despre lume și viață uh, le uh, aduc împotriva vieții noastre spirituale. Mai devreme s-au dat câteva exemple foarte pertinente cu privire la aspecte legate de tehnologie care nu sunt în sine păcătoase decât prin întrebuințarea lor sau întrebuințarea lor exagerată. Să știți însă că în biserică, pentru ca să se dea suport acestor influențe, care până la urmă sunt seculare și sunt lumești, există oameni infiltrați, strecurați, spunea în Iuda, care creează doctrine și teologii de suport pentru aceste mișcări. Și uh, Iuda Explică lucrul acesta folosindu-se de doctrinele majore ale harului și spune ei schimbă harului Dumnezeu în desfrânare. Acum, eu aș vrea să încep prin a vă vorbi puțin despre un strigăt de luptă al modernismului, liberalismului. De ordin religios, din biserică. Și pe urmă o să ne uităm la câteva clișee doctrinale uh, care suportă conceptul modernist și liberalist în biserică. Când veți auzi aceste clișee, să vă aduceți aminte. Aha. Și o să vedeți că. În multe predici, chiar pe YouTube, pe care le urmăriți, veți găsi aceste clișee. Să fiți suspicioși. Când veți auzi oameni folosind aceste clișee, devin dintr-o dată suspecți. Ai ereziilor nimicitoare, strecurate în biserică pentru a suporta comportamentul modernist și liberalist probabil marea majoritate dintre dumneavoastră ați auzit de nenumărate ori cuvântul legalism legalism câți dintre dumneavoastră credeți că eu sunt legalist nu, nu ridicați-mă nu, 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 ridicați în anumite cercuri sunt perceput ca legalist. De ce? Pentru că eu cred într-un creștinism al responsabilității personale. Eu nu cred într-un automatism religios. Eu nu cred că nașterea din nou ne transformă în niște roboți cărora le învârți cheița și ei se deplasează într-un anumit ritm și într-o anumită direcție în mod inconștient. Fiți atenți! Responsabilitatea personală a creștinului merge așa de departe încât până și darurile spirituale, darurile Duhului Sfânt, operează în colaborare cu vasul de lucru. Biblia spune că Duhul prorocului este supus prorocului. Un proroc care are o descoperire în biserică, trebuie să aibă discernământ din partea lui Dumnezeu când, cum și în ce fel să comunice descoperirea. Vă dau un exemplu foarte recent. Aseară am fost la Elin Bruxelles. Și la sfârșitul serviciului divin, am primit o notă scrisă, în care un vas de lucru mi-a comunicat că a avut ceva din partea Domnului pentru mine și mi-a spus, frate, am avut din partea Domnului îndemnul să scriu și să vă dau în scris această descoperire și să nu-i dau drumul în public. Pentru că în cadrul acestei descoperiri se făceau referințe la anumite persoane care nu trebuia să audă descoperirea asta. Era doar pentru mine ca să fiu avizat cu privire la niște lucruri. Și având înțelepciunea Duhului Sfânt, persoana respectivă nu a dat drumul la lucrare în public. A scris-o și mi-a dat-o personală. Nu putem întrerupe anumite lucruri în timpul bisericii. Unii cântă și unul începe să ia stupe și să prorocească. Sau eu predic și unul prorocește. De ce este supus prorocului? Pentru ca să fie rânduială. Nu pot proroci doi deodată. Trebuie să se aștepte unul pe altul și să o facă pe rând. Iată, dar în toate domeniile, inclusiv în acelea unde noi spunem, Domnule, aici Duhul Sfânt e suveran, face ce vrea, nu este exclusă responsabilitatea personală și autoritatea personală a creștinului. Ideea că toate lucrurile se desfășoară în mod automat și că oamenilor nu mai trebuie să le spui ce să facă și ce să nu facă este sau creează un creștinism irațional, irresponsabil și un creștinism de care mai devreme sau mai târziu ne va fi rușine. De ce țipă ei împotriva legalismului și îl folosesc pe Pavel ca și campion al liberalismului. Pentru că Pavel scrie în nenumărate locuri că nu prin lege am primit noi mântuirea și harul, că nu legea ne-a dus la nașterea din nou, ci harul și Domnul Isus Hristos. Ceea ce este adevărat. Dar și aici de am spus că trebuie să citim Biblia o oră pe zi și trebuie să o citim cu mintea acolo și să o studiem. Pentru că mulți oameni vorbesc despre lucruri despre care n-au habar. Și iertați-mi, nu mă încerc să mă ridic cine știe unde. Am ținut o mulțime de predici proaste în viața mea. Le-am spus odată, m-a întrebat cineva, ai ținut vreodată vreo predică proastă? Zic foarte multe, dar niciodată nepregătite. Avem zile și zile. Însă pe mine ce mă -mi, furie de-a dreptul este când oamenii vorbesc cu autoritate despre lucruri pe care nu le cunosc. Și Biblia vorbește despre o asemenea categorie de predicatori care vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Unii vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt și habar n-au despre ea. Unii vorbesc despre har și nu știu multe despre ea. Despre sfințenie. Despre lege sau legalism. Și nu știu despre ce vorbesc. Și vă dau câteva exemple. Când noi vorbim despre lege, nu vorbim despre un singur lucru. Pentru că oamenii s-au obișnuit să spună, domne, ești legalist dacă vorbești despre îmbrăcăminte. Ești legalist dacă vorbești despre uh, decență. Ești legalist dacă spui că surorile trebuie să stea în partea asta și frații trebuie să stea în partea cealaltă. Mă lăsa să fac o paranteză. Nu scrie în Biblie că bărbații trebuie să stea într-o parte și surorile într-o parte. Însă, oamenii au înțelepciune pragmatică să aplice reguli de decență în biserică. Și hai să vă dau un exemplu. Am asumat biserici unde stă unul aici și unul trei metri mai încolo. E, lejer și, mă rog. Cum sunteți dumneavoastră aici, stați ca sardelele. Unul lângă altul. Și rândurile destul de înghesuite, ca să încăpeți. Tu spui că stai lângă nevasta ta dar în partea alaltă stă un bărbat lângă nevastata și se creează o stare de disconfort. Noi încercăm, am observat la anunți, că stau în cerc la masă și se așează bărbatul cu soția, când vine perechea următoare, soția lui ăla se așează lângă soția ta, ăla stă în partea alaltă, vine perechea următoare, stă bărbatul lângă bărbat, soția. oamenii știu că nu este cumva confortabil, să stea un bărbat lângă o femeie, ei înșiși firea învață că nu e, bine, nu e, nu bine. Necazul e că lucrurile merg din aproape în aproape până când rămân ultimele două locuri. Și la ultimele două locuri nu mai ai de ales. Vei vedea că o să stea bărbatul la una, lângă nevasta la altul. Nu au ce face. Așa se va întâmpla și în biserică. Și acum, La jumătatea rândului stă un bărbat. În partea elaltă stă vreo 3-4 femei și el trebuie să iasă afară din biserică, pentru că trebuie să iasă afară din biserică. Și se ridică în picioare. Mă, vă rog frumos să-mi spuneți. Cum iese pe lângă surorile alea? Așa? Așa? Așa, probabil că n are loc. Așa, probabil că n are loc. Uh, face așa să nu ating. Să, cum face? Sau sora, dacă trebuie să treacă pe lângă doi bărbați. Cum iese? Ascultați, copii. Nu toate lucrurile sunt scrise negru pe alb în Biblie. Că atunci ar fi trebuit să aibă 5 milioane de pagini. Dar există principii majore care sunt aplicate, sunt formule doctrinare pe care frații le aplică în biserică. Sunt reguli de bună cuvință și de bun simț. Iată de ce, când auziți legaliștii, legaliștii, stați un pic mai moale. Sunt trei dimensiuni ale legii. Țineți-mi, vă rog frumos, țineți minte când îi auziți pe câte unii. Nu prin lege. Ușor. Ce e lege? Păi, uh, reguli. La noi, unii spun, la român nu mai reguli și pleacă la americani. Și când ajung la americani, află că și ei au reguli. Alte reguli, dar reguli. Nu există un loc unde să se adune mai mulți oameni fără să fie reguli nu conviețuim fără reguli. Ești afară și sunt reguli de circulație, inclusiv în modernism. Există reguli de circulație. Că altfel ne amestecăm unii cu alții în trefiarele mașinilor. Fim foarte atenți când judecăm aceste concepte, să nu fim superficial, doar pentru că vreau eu să mă îmbrac nu știu cum, am îmbrățișat conceptul acesta legaliștii, nu mă lasă să mă îmbrac cum vreau, nu mă lasă să fac ce vreau foarte atenți. Legea are trei dimensiuni. Când vorbim și spunem lege, luați-i de gușiță și întrebați-i la ce te refer, frate. În primul rând, este dimensiunea rituală sau ceremonială a legii. În al doilea rând, este dimensiunea morală și etică a legii. Și în al treilea rând, este dimensiunea caritabilă a legii. Astea sunt cele trei dimensiuni ale legii. Hai să vedem ce a făcut Hristos cu cele trei dimensiuni ale legii. Legea rituală sau ceremonială se referă la Tăierea prejur, sabat, luni și zile de sărbătoare, jertfe de animale, legi culinare, ce avem voie să mâncăm și ce n-avem voie să mâncăm, atingerea de trupuri moarte și așa mai departe. Le găsim în Exod, în Levitic, în Numeri și, într-o mare măsură, în Deuteronom. Domnul Iisus Hristos a spus, eu n-am venit să strig legea și prorocii, ci să le împlinesc. Ce a făcut Domnul Iisus cu legea rituală sau ceremonială? A împlinit-o. În primul rând, din punctul de vedere al jertfelor de animale, n-au mai fost necesare pentru că Hristos s-a dus pe sine ca jertfă. În ceea ce privește sabat, Domnul este Domnul sabatului și El ne cere să ținem spre slava Lui toate zilele, nu numai una. Pentru că noi am intrat în într-o odihnă spirituală. Asta nu înseamnă că nu avem ziua Domnului. Dar închipuiți-vă că în biserica primară ei se întâlneau în fiecare zi. Când este vorba de... Legi culinare. Evanghelia a ajuns între neamuri. A fost predicată la oameni care aveau felurile lor de mâncare. Și în har nu contează anumite feluri de mâncare opus altora. La noi, în România, porcul de Crăciun e grozav. Și Hristos n-a venit ca prin har să ne spună că nu mai avem voie să tăiem porcul de Crăciun. Sunt alte națiuni care mănâncă tot felul de scoici și râme și broaște și mai știu eu ce. Și Hristos n-a venit să le spună că nu mai au voie să mănânce felurile lor de mâncare. Fiecare națiune cu tradiția ei culinară. Din punct de vedere ceremonial și ritual, tăierea împrejur se face spiritual prin nașterea din nou, inima tăiată împrejur și legile și poruncile scrise în Inima. De ce Pavel vorbește împotriva legii și împotriva legalismului? Pentru că atunci când a apărut Evanghelia între neamuri și a fost predicată și s-au înființat biserici, un grup de predicatori judaizatori au început să circule în acele biserici și să predice tăierea prejur, și ritualurile și ceremonialele iudaice, legea rituală. Luați toată cartea galatenilor, luați efeseni, luați corinteni, luați romani și veți vedea că Pavel vorbește împotriva iudaizatorilor care încearcă să impună legi, rituale și ceremoniale în bisericile dintre neamuri. Adică încearcă să iudaizeze și să le spună nu poți să fii un creștin adevărat dacă nu ești și iudeu. Nu este necesară împlinirea legii rituale pentru că am împlinit-o Hristos. De ce noi nu aducem aici jerfe de animale? Datorită faptului că Hristos a fost adus jertfă odată pentru totdeauna, jertfele de animale nu mai au niciun rost. Dacă noi am spune fraților vrem să fim mântuiți și să ni se ierte păcatele și la rugăciunea de mărturisire de duminică dimineață, fratele păstor ar spune aduceți mielul să-l jertfim, ca să ne ierte Domnul. Am căzut din har. Pentru că noi nu trebuie să aducem un miel ca să fim iertați, sângele mielului Isus Hristos, ne iartă de orice păcat. A aduce acum un miel înseamnă al l pe Hristos, a ne lepăda de Hristos și de jertfa Lui. Dar ce a făcut Hristos cu legea morală și etică? Dacă legea ceremonială și rituală a împlinit o legea morală, a înăsprit-o în har, a îngustat-o. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Domnul Isus. Ați auzit în lege că s-a zis, să nu ucizi, dar eu vă spun că dacă vreunul din voi îl urăște pe fratele său, este un ucigaș. Ați auzit în lege că s-a zis, să nu prea curvești, dar eu vă spun, dacă cineva doar se uită să poftească o femeie în inima lui, a și prea curvit în inima lui. Mai îngust harul decât legea, nu? Vreau să vă întreb un lucru. În legea veche. Dacă cineva ura pe fratele său, s-a dat vreo poruncă să fie adus și omorât cu pietre? Doar dacă îl ucide. Există vreun tribunal în lumea asta sau în vreo lege a lumii astea, inclusiv iudaice, unde să fii judecat și pedepsit pentru că nu-l ierți pe aproapele tău și nu-l iubești pe aproapele tău? Nu doar în har. Din punct de vedere moral, noi nu mai respectăm legea, nu pentru că legea nu e bună, ci pentru că legea e inferioară. Și atunci eu nu mai vin la tine să spun, stimate fete, avem o rugăminte la voi să nu vă omorâți una pe alta. Stimați băieți, să nu vă omorâți unul pe altul. De ce? Că v-aș insulta. harul ridică standardul la nivelul la care n-ai voie să te uiți urât unul la altul, n-ai voie să te urăști unul pe altul. Nu mai are rost să-i spui unui pocăit să nu ucizi. Noi nici nu ne uităm ca să poftim. În mod normal, de aia spunea Pavel, asemenea cuvinte nici să nu se audă între voi, asemenea lucruri să nu se întâmple între voi. Pentru că Harul ne ridică la un nivel de superioritate morală atâta de îngust încât legea pare liberală. Hristos a înăsprit legea morală. Ce a făcut cu cea caritabilă? Dacă legea rituală a împlinit-o, legea morală a înăsprit-o, legea caritabilă a întărit-o. Și a spus așa, înainte era să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum Hristos spune, să iubești pe aproapele tău ca pe mine, pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești frați ai mei, mie mi făcut. Să fim foarte atenți cu acești termeni folosiți doar pentru ca să schimbe în desfrânare harului Dumnezeu. A scris undeva Pavel că ne putem îmbrăca indecent, că nu mai suntem sub lege. Păi doar din Pavel s-a citit mai devreme să nu vă potriviți chipului veacului acesta. Ce înseamnă chip? Veacul acesta are un model de comportament, de purtare și de comportare. Și eu trebuie să întorc spatele. Știți ce spune Tit? Că Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem, este un act de brutalitate împotriva firii pământești, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Acum, stimate surori, un stil de îmbrăcăminte indecent, și mai devreme am rașchetat un pic și pe partea fraților, sper să nu se fi supărat, dacă s-au supărat să le treacă și să se schimbe. Să duc la magazin. Când ai ieșit în față, îmbrăcat indecent și ești o pricină de potignire pentru altcineva, asta face parte din lege sau din har? Cine vorbește împotriva unui asemenea comportament? Harul. Și ce? Vai de cel care păcătuiește, dar mai vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Am avut odată o confruntare cu un părinte. Fătuța lui se îmbrăca un pic mai lejer, în sensul negativ al cuvântului. Și când i s-a atras atenția că am zis să vorbim cu tata, că are autoritate, nu? Mi-a spus, dar ce vă trebuie, domne? Nu vă uitați dacă nu vă place. Și am spus, bă, dar nu ne rupem noi gâtul prin biserică uitându-ne pe pereți și pe tavan, că nu avem voie să ne uităm în față. Dar trebuie să ne uităm să vedem pe unde umblăm. Și dacă zici să nu se uite nimeni la ea, dar să vină în sac, că și așa nu o vede nimeni, nu? Ia de aia vine îmbrăcat așa ca să nu se uite nimeni? Ia ziceți voi, vorbim logic, acum vine o fată îmbrăcată indecent, fustă scurtă, decoltată, transparentă, mă rog, și să urcă aici. Ia să îmbracă așa ca să fie văzută sau ca să nu fie văzută? Care e intenția? Când ea să uită în oglindă. Nu vă supărați, știți de ce v-ați gătit în... Dacă eram toți orbi, veneam în pijamale aici. v-ați îmbrăcat frumos să fiți văzuți. Și Biblia spune, noi suntem o priveliște. Suntem văzuți. Și principiul superior întotdeauna, când ni se pare că e o lege omenească, că e o regulă omenească, uitați-vă să vedeți dacă nu cumva deasupra există un principiu superior, biblic. Exact cum am vorbit de șezut în biserică. Principiul superior este să nu fii o pricină de poticnire. Pentru că vin oameni mai slabi în credință. Vin prieteni la biserică. Și când se uită la tine, în loc să fie o sursă de inspirație, ești o sursă de tentație. Și nu e bine. Domnul se supără pentru așa ceva vorbește foarte mult de tradiții. am o întrebare la voi. Dacă mie mi-e sete, cum îmi dați apă? Dați într-o sticlă sau într-un pahar, nu? Puteți să-mi dați apă fără să-mi o aduceți într-o sticlă sau un pahar? Că dacă mi-o aduceți în, în pumn, nu beau. Primul rând, nu cred că rămâne ceva de apa aia de unde mi-o aduceți până la mine. În al doilea rând, și dacă ar mai rămâne câteva picături, doar le beau, beau din palmele tale. Să mi-o aduci într-o sticlă sau într-un pahar. Eu nu beau sticla. Eu nu beau paharul. Dar tu nu poți să transporti apa la mine fără o sticlă sau un pahar. La fel, vorbim de obiceiuri, de tradiții. Care sunt tradițiile care ne supără? Am auzit pe cineva spunând, domne, uh, te duci la biserică și interesant, nu oamenii din lume spun asta. Oamenii din lume ne admiră. Pe te duci la pocăiți. Au coruri, au fanfare, au orchestre, au programe pentru copii. Tot copiii noștri reclamă. E plictisitor. Nu știu cum se zice la voi în franceză, că la noi în America e un cuvânt zice, Boring. Ce este ca un fel de template, e ca un fel de șablon. Mergem la biserică, duminică dimineață, ne ridicăm în picioare, cântăm o cântare, un îndemn, facem o rugăciune, iarăși o cântare, iarăși un îndemn, iar o rugăciune, așa mai departe. Pe urmă, cântă corul, cântă fanfara, cântă corul bărbătesc, predică unul, iarăși cântă corul, iar cântă fanfara, iar un grup, iar un solo, iarăși predică. Și uite așa trec trei ore. Eu am avut toată o discuție cu un grup de plictisiți. Și le-am spus, auzi, ce veniți voi și faceți programele? Ia dați-mi voi un șablon. Cum credeți voi că ar trebui să arate programele? Ăștia probabil că fuseseră prea mult pe la americani și au venit și mi-au dus pe listă să se cânte trei cântări să vină unul să-i motiveze să facă o rugăciune, să mai cânte o cântare, să vină predicatorul să predice, dar nu mai mult de 30-35 de minute, să facă o rugăciune și să plece acasă. Păi bă, pentru atâta nici nu să merită să plec de acasă. Și umpli adunarea de spectatori, și că faci programe pe placul tinerilor. Dar, iertați-mă, vă rog frumos că de când au început programele astea, au venit în fața aici numai tineri, și sunt convins că duminică numai tineri o să vină în față. Balacor, balacor de tineri, batemir la ce? Rebelii care nu vor programe românești. Uitați-vă bine la mine, tinerilor, vor să vă dea pe voi afară din biserică. Vor să vă țină pe bănci inactivi. Să iasă numai un grup aici în față, să ridice cioculețul în sus să cânte ca privighetoarea de trei ori șapte versuri repetate de 20 de ori. Vine predicatorul, vă spune frumoșilor, drăguților, interesaților, scumpilor, prețioșilor, dragilor, amin, plecați acasă. Mie asta mi se pare plictisitor. Când se ridică corul de tineri și cântă, când se ridică vamp, când se ridică soliștii, mă delectez. Unul mai frumos cântă ca altul. Și am văzut că aveți voci foarte frumoase aici. Spiritul românesc vă promovează, vă pune darurile în slujba lui Dumnezeu, vă folosește, vă dă de lucru o săptămână întreagă ca să veniți să vă închinați și să-l lăudați pe Dumnezeu. Știu că în carul alegoric, programul durează o oră sau o oră și un sfert. Când îl duci pe umer, durează și trei ore. Și închinarea se face pendelete. Pentru că, în modernism, toate lucrurile în afară de distracție durează puțin. Știu că ne luptăm cu sindicatele ca să fie și ziua de lucru mai scurtă și să nu mai lucrăm nici în zile, patru zile. La voi e așa, nu e așa. Încă. O să începe. Ok. O să ajungeți ca românul. Vă spun o întâmplare, zice că un român s-a întâlnit cu un japonez la o conferință de muncă. Și oamenii învățau unii de la alții despre cultura de muncă a unui popor. Și românul curios se duce la japonez și îl întreabă, păi tu câte ore lucrezi pe zi? Opt! Și cum, pentru ce lucrezi, cum se împarte salariul? Păi zice, eu două ore lucrez pentru patron, două ore lucrez pentru mine și familia mea, două ore lucrez pentru Japonia și două ore lucrez pentru împăratul Japoniei. Dar românul s-a gândit, japonezul întreabă, da tu. Păi ce și eu lucrez două ore pentru patron, lucrez două ore pentru mine și pentru familia mea, pentru țară, și ce treabă am eu cu împăratul Japoniei? Așa credeți că e cazul să-l tratăm pe Dumnezeu? Cum tratăm de multe ori locul de muncă? Dragii mei, Hristos a stat ore în șir pe cruci pentru noi. Ucenicii care au evangelizat lumea cunoscută atunci s-au întâlnit în fiecare zi și uneori au stat până după miezul nopții la întrunirile lor ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Au parcurs distanțe mari și au intrat în catacombe, s-au dus în păduri, în crăpăturile stâncilor. și noștri penticostali s-au rugat cu păturile în geam și au fost arestați, bătuți și amendați când i-au văzut că au praf pe pantaloni, că au știut că au fost la rugăciune. Serviciile drive-thru, cum se zice aici la voi, ăștia care merg să ia de la ferestruică, de la McDonald's mâncarea. A, așa. La, la noi în America se zice drive-thru, McDonald's e american, s-au învățat să ziceți drive-thru. Adică te-ai dus la oglindă, la fereastră, ai comandat, s-a dat, te-ai dus. Asta nu e biserică. Biserica nu este fast-food. Pe de altă parte, cei care vorbesc împotriva regulilor fac și ei reguli. Eu, când cineva mi-a propus să schimbăm anumite reguli în biserică, I-am spus, auzi, aștept exact la vaccin. Știți că un vaccin n-ai voie să-l dai într-un an sau într-un an jumate, cum s-a făcut cu asta. Un vaccin trebuie studiat între 15 și 20 de ani, uneori chiar și mai mult, și pe urmă îl scoți în mase, pentru că pui în pericol viața oamenilor. Eu înainte să introduc o schimbare în biserică, stau să mă uit să văd ce se întâmplă în bisericile care sunt mai grăbite. Și și, și am observat nu merge treaba bine cu reformele liberalilor ăștia care sunt împotriva legaliștilor. Nu le merg bisericile bine. Și de asta fug de aluatul lor, pentru că este toxic și este otrăvitor. Ei depărtează pe oameni de Dumnezeu și de biserică. trăim în uh, epoca clișeelor. Aveți grijă când auziți vorbe interesante, jocuri de cuvinte, speriați-vă. Doctrina nu o stabilez versurile cântărilor, nici clișeele care gâdilă urechile ale predicatorilor inteligenți. Ați auzit ideea că biserica este un spital? Sau un atelier? Știți de ce vin ei cu treaba asta? Nu că n-ar fi adevărat. Dar scopul lor e să zică, lasă-i, domne, pe oameni. Da, unii păcătoși, unii sunt mincinoși, unii, unii sunt imorali, unii așa. Așa e la spital. Oamenii vin bolnavi. Aveți îngăduință. Nu mai cipați la ei. la un bolnav când vine la spital că e bolnav nu mă da, îl bagi în sala de operație și încep să-l tai și să-l scobești. Sau dacă e în atelier, pui mâna pe bonfire și tai. Dacă vrei să zici că e spital. Omul când vine în spital, nu intră acolo ca tu să-l să-i faci complimente să-i spui, drăguțule, scumpule, drăgălașule, a, ce bine arăți astăzi. Bagi în el medicamente amare, îi faci injecții și îl tai pe unde trebuie ca să se vindece. Aveți grijă de clișele astea. El, ei le lansează doar pentru ca să îi lași în pace. Lasă, domnule, oamenii sunt cum sunt, nu contează cum sunt, cum se poartă, bine că au venit la biserică. gâdile i sub barbă și dă le drum. Ați auzit de ideea unitate în diversitate? Astem toți diferiți. Fiecare vine cu teologia lui de buzunar. Unii poartă, unii nu poartă, unii așa, unii altfel. Fiți foarte atenți că și aici avem de-a face cu trei lucruri. Nu cu unul. În biserică avem credință în uniformitate, aceeași credință, o singură credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Acolo nu e diversitate. Credința e una, pentru că Mântuitorul este unul. Și pentru că învățătura e una și pentru că Biblia e una. Avem credință în. sau unitate în uniformitate. Avem comunitate în intimitate. Comunitatea ne strânge împreună și ne așează împreună în închinare. Și la slujire și la daruri avem unitate în diversitate. Ei mută de pe palierul slujirii, unde fiecare are o altă chemare, o altă slujire, un alt dar. Și acolo este unitate în diversitate. Mută pe primul palier, la capitolul credință și învățătură. Și spune, fiecare cum crede, lasă ne îngăduim unii pe alții, chiar dacă credem diferit. Nu, acolo este unitate în uniformitate. Toți credem la fel. Un alt clișeu. Credința este o relație, nu o religie. Ați auzit asta? Credința este o relație, relația între om și Dumnezeu, relația între om și om, între frate și frate, între soră și soră. Dar nu putem diminua și anula aspectul religie, care e un set de valori, de legături, care ne țin împreună în ordine, care creează o disciplină de viață spirituală. De la acest clișeu s-a ajuns să ne tragem cu Dumnezeu deși Că este o relație. Și știți că la ora actuală în muzica de închinare modernă, contemporană, există un pericol extraordinar de mare al erotizării relației cu Dumnezeu. Vreau să observați unele cuvinte și evitațiile. Respirăm, ne contemplăm, mă simt amețit, alerg după tine. Uh, nu mai pot, gem, suspin uh, și se și cântă cu gemete și cu suspine unele versuri. Eu nu am văzut vreodată pe ucenici trăgându-se de șireturi și erotizând relația lor cu Dumnezeu. Zice că Ioan a căzut cu fața la pământ în prezența Domnului Isus Hristos. Există muzică care vorbește numai despre sentimente religioase. Am auzit odată un comentariu a unui tânăr care spunea Mie mi îmi place muzica americană pentru că e doar pozitivă. Muzica voastră de, de la românii este ca un butui cu murături. Am spus, da, mai da, Niciodată n-am auzit că în biserica Domnului s-a râs în Biblie sau că ucenicii au râs sau că cântările lor au fost niște cântări superficiale care vorbesc despre o teologie limitată la bunăstare și la pozitiv. Teologia unei cântări trebuie să reflecte Scriptura și Scriptura nu vorbește negativ la adresa suferinței. Și a necazului. Îl încurajează pe credincio să ne necaz. Dar nu vine să-i spună, totul este bine. Nu gânduri pozitive, nu mai fum și amețeală. Nu. Aia nu este o doctrină echilibrată. Da, sunt cântări care trebuie să ne motiveze, sunt cântări care trebuie să ne încurajeze, sunt cântări care trebuie să ne ridice spiritul. Dar în cântările pe care noi le cântăm trebuie să existe o balanță. Și uneori vorbim despre faptul că suntem necăjiți și amărâți. Și întristați. Și că ne e dor de Domnul și că vrem să vină mai repede și vrem să scăpăm de pământ. Ați auzit probabil clișeul Domnul te primește așa cum ești. Este adevărat sau nu este adevărat? Sigur că e adevărat. Când vii să te pocăiești. Dar dacă unul se trezește să vină în fiecare duminică, așa cum este, și numai ce a fost la bar și la bal săptămâna trecută, și vine în față și săptămâna viitoare iar se duce acolo și iar vine în față, Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Tu nu poți să-ți faci de cap în fiecare săptămână și în fiecare duminică să vii. Este exact ca ușa aia care se învârte. Unii nu mai ies din ea. Ei tot timpul se predau. Chiar Biblia vorbea despre anumite femei care tot timpul învață și încă nu știu nimic. Una îi spui unui om care vine pentru prima dată în biserică și îi spui nu contează unde ai fost, nu contează ce ai făcut, Hristos te primește și te mântuiește. Și alta îi spui unui pocăit de 10 ani, de 20 de ani sau unui tânăr crescut în familie de pocăiți. La asta nu mi mai spui nu contează unde ai fost și nu contează ce ai făcut. Pentru că nu este o doctrină sănătoasă. A, Domnul primește dacă se pocăiește sincer, dar el se pare că nu se pocăiește sincer. El se păcălește. Nu se pocăiește. Și ce spune în... Că acum tot vorbim despre lege. Spunea Pavel în Galaten, dacă zidim din nou ceea ce am dărâmat. Ce am dărâmat? Am dărâmat păcatul, am dărâmat poftele, am dărâmat firea pământească. Și dacă o zidim din nou, după ce l-am primit pe Hristos și se spune, intrăm sub lege, atunci ni se aplică legea. Trebuie să fim foarte atenți cu clișeele acestea. Iubesc pe Iisus, dar detest biserica sau adunarea. În America e foarte la modă asta acum. Dacă încă n-a ajuns la voi, e undeva pe la mijlocul dintre America și Ori, e undeva peste ocean. O să o auziți cât de curând. Când a venit pandemia și s-au întrerupt serviciile bisericilor, am fost amenințați că vreun an și jumătate nu o să mai avem programe. Și pastori vânzători de la biserici mega americane, cărora li s-au dat milioane de dolari pe timpul pandemiei ca să țină bisericii închise și să dea un model de ascultare tuturor bisericilor, au venit la televiziune și au spus, Biserica Domnului Isus e puternică, pentru că în fruntea ei e Hristos și biserica supraviețuiește și fără servicii divine. Și eu le-am răspuns și le-am spus, biserica nici nu există fără servicii divine, că nu supraviețuiește. Fără adunările bisericii, biserica nu există. Pentru că biserica nu este un videogame. Biserica nu este un YouTube. Biserica este un trup real în dimensiunea ei locală. Fizic, unde biserica se adună și Biblia spune să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Și vă mai spun încă un clișeu și pe urmă poate cântăm frate postor o cântare și trecem la răspunsuri. Ați auzit despre clișeul libertate în Hristos? Da. Sigur că ați auzit. Avem și cântări. Odată, uh, uh, na, mai sunt uh, frați simpatici care mi au trimit câte o cântare de asta, probabil, ca să mă înțepe Și, să... și mi-au trimis o cântare despre unul care cânta despre libertate. Spunea: Sunt liber să dansez mai mult, sunt liber să așa mai mult, sunt liber, sunt liber. Și normal că mai indispus. Pentru că am stat și m-am gândit. Deci, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, s-a uitat la mine, a zis, nu poate să danseze, mă. Asta nu poate să danseze. Am să mă duc să mor pe cruce ca să poată dansa. Care picioarele nodate. Și ăștia n-au voie să poarte bijuterii, domne, n-au voie să se destrăvăleze, mor pe cruce pentru ca să le dau libertatea să facă asta. Scumpii mei, libertatea noastră în har nu înseamnă să faci ce vrei și ce ți place, ci să faci ce trebuie. Hristos a murit ca să facem ce trebuie, să facem ce nu puteam să facem. Ce nu puteam să facem? Nu ne puteam lăsa de alcool, nu ne puteam lăsa de țigări, nu ne puteam lăsa. De Baruri, nu ne puteam lăsa de dansuri, nu ne puteam lăsa de faptele păcătoase. Și a venit să ne elibereze. Libertatea noastră în Hristos e libertate față de păcat. Nu e libertate în desfrâu. Dar ei vin și când sunt liber, și ne bagă degetele în ochi, în idee, că ei pot face ce face lumea. Păi lumea poate să facă lucruri și fără să fie mântuită și să fără să fi murit Hristos. Observați lipsa lor de logică. Doar pentru că firea pământească și sunt buni compozitori. Și în lume sunt buni compozitori. Libertatea noastră în Hristos. Deci, Dumnezeu ne-a chemat la slobozenie. Numai nu faceți din libertatea aceasta, din slobozenia aceasta, un prilej ca să trăiți pentru firea pământească. Și nu faceți din har o haină a răutății, adică a păcatului. Luăm pauza.